vine din negura istoriei, născut dintr-o mamă casnică și un bob fermecat de piper. El sare din epocă în epocă, stăpânind timpul cu biciul său fermecat. Doarme cu gânditorul de la Hamangia, ia micul dejun cu Ștefan cel Mare, prânzul cu Traian și Decebal, iar seara e la o serată mondenă cu Alexandru Ioan Cuza. Nemuriciu, călărețul timpului pierdut. Lumii, ia și pe ăsta că la mine nu mai încape nimic aici. Dar și eu nu mai am loc, la mine soniții și paharele și... Dar cu ăsta și vrei să faci cu el duci? Cum adică? E pentru nașa, pentru găină. Tu mă omori pe mine, Nelule. Lichean negru pentru găină. Dar ce are? Ce? Ce nu-i bun lichean negru pentru găină? Na, ce are? Prostule, oi. Tu știi că negru slăbește? Ce vrei să zic în așa că i-am dat o găină slabă? De Ce-i cu ligherile astea, meșterii, nu te supăra. Am vrut să-i facem o surpriză lui Nașa. Păi ce? Na, știi că sâmbătă avem nuntă așa. Păi știi, mă interesează pe mine nuntă. Ei, cum nu te interesează? Nu mă interesează. Dar nu ești mata Nașu Mari? Păi știi, amestec eu năștia producția. Dar se poate așa ceva în calitate de Naș. Mă întreb cum le scoate suede între fiile. Păi, Nelu, care e secretar la UTC, așa, a făcut o acțiune tovărășească la Iarbă Verdi, la Cules Mușățăl. Și ligheanul este pentru Mușățăl. Casa Mușățălul meu plăcut. Să vezi că lui Nașa îi place și verbele. Te vede că ăsta să-l bat pică. Am înțeles. Șase, vine la mine secretara. Așa, Nelu! Vă cheamă tot directorul la ședință. Și eu ce fac? Nu fac ședințe despre mostre aici cu echipa mea? Nu fac verificări de chiar? Tovarșoa Nemurișu-i venit tovarșa Chirilă de la județ. E ceva despre mama Polimerilor, nu știu. Bun, în sala de ședință? În sala de ședință. Hai, cum am urât. Auzi tu, Luminiță? Tu crezi că eu sunt proastă, nu? Crezi că eu nu știu că faci sâmbătă nuntă cu... Nu m-a schemat, da? Ce să zic? Casă de plastic. Tovarăș, v-am chemat aici azi pentru un moment istoric. Cum adică v-am chemat? Cine ne-a chemat pe noi astăzi aici? Dumneavoastră, tovarășa Chirilă, dumneavoastră. Greșit, tovarășe. Greșit. Partidul ne-a chemat, tovarășe. Partidul. Partidul i-a ales pe oamenii muncii de aici să dea încă o lovitură capitalismului. Partidul. Cum te cheamă, tovarășe director? Boieru. Tovarășul Boieru. Tovarășul Boieru? Vom analiza, tovarășul Boieru, vom analiza. Stimați tovarăși, întreprinderea dumneavoastră a fost aleasă să producă prima sa coșă de plastic 100% românească. Am înțeles, am înțeles tovarășa Chirilă și ne angajăm ca în cel mai scurt timp, cât se poate de repede, adică chiar înainte de termen, dacă se poate, ceea ce înseamnă în 2 luni de zile, noi să dăm gata această linie. Cum adică 2 luni, tovarăși? Cum adică 2 luni? Când eu deja am lansat invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășii Elena Ceaușescu să pornească linia săptămâna viitoare. Tov, prin secretar Iliescu, o trimis deja telegrama. Înțeleg perfect, dar permiteți-mi totuși să raportez din punct de vedere tehnologic, nu se poate. Pentru că trebuie schimbată matrița, în primul rând, care durează să se execute matrița, să fie schimbată, rolele, calante. Tovarășul director Boieru, de când poartă barbă oamenii mocii de la mase plastice? Tovarășul Ane Muriciu. Comuniștii nu spun nu se poate, tovarășul Ane Muriciu. Așa este. Dacă tovarășul academician, doctor inginer, Elena Ceaușescu, când a inventat polimerii, ar fi zis nu se poate, din ce mai făceai matale, ligheni și găleți? Eh? Probabil că din tablă ca strămoșii, deci foarte demodat. Hai, tovarășa Lavinia. Îmi pare rău, dar adevărat n-am avut decât de 2. Ce facem, tragem la sort? Ei, cum? Una e pentru tovarășa Chirilă. Mulțumesc. Și una pentru mine, vă rog să... Uitați, când vă spun, uitați că am trecut de la stropitor la pahar, uitați ce se întâmplă. Aceeași bataie de joc. Deci matrița este cu suflet, trebuie iubit. Luăm prea în râs producția, tovarășa director. Rămâne cum am vorbit, da? Și până la vizită, să rezolvați și cazul cu barba lui tovarășul cu barba. Da, sigur, să trăiți. Tovarăș, repetăm până vine tovarășul prim secretar Iliescu de la partid. Moleculele în rândul 2.
Electronul și atomii de valență în față. La semnalul meu, electronul schimbă atomii, da? Nelule, dacă te duci la dânsa, te omor! Nu mă mai mări cu tine! 2, 3, ș! Tovarăș electron Nelu, nu s-aude! Schimbă atomul! Și nu dai acolo la chimie! Tovarășa, eu n-am făcut chimie la școală, eu sunt lăcătuș mecanic, n-aș... Nu-i adevărat, nu-i adevărat, tovarășa Chirilă! Să știți că Nelu, ca secretarul TC, a făcut liceul la Seral. Au fost colegi. Tovarășa Luminița, nu las că-i geloasă! Tovarășa Chirilă! Noi mâine avem nunta și el deja face legături covalente extraconjugate! Luminuță, bună ziua, stimați concetățeni! Dar ce se întâmplă aici, toașa Chirilă? De ce plânge tovărășica? Nici o grijă, nici o grijă! Până mâine, tovarășa Atom Luminița o să înțeleagă tot și o să joace rolul perfect! Toașii director, am senzația că totuși cu aceste spectacole s-a ajuns la niște exagerări anacronice care nu fac decât să întineze idealurile comunismului. Aveți dreptate, toașul prim-secretar, aveți dreptate. Dacă o ținem tot așa, o să ajungem ca în Coreea. Eu mă gândesc personal în fiecare noapte ce aș putea să fac eu, dar deocamdată nu-mi trece prin cap nimic. Deocamdată ce să fac? Toașul prim, scuzați, toașul prim. Nu ține, domn. Deci eu am programat mașina să facă pun. Și văd că a făcut. Felicitări, tovarăș. Mi-a făcut, da, uitați, dacă pui un chel de zahăr în trânsă, poftiți. Poftim. Păi nu e bine, nu e bine, tovarășul maestru, că asta s-ar putea interpreta în legătură cu activitatea tovarășii academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial. Așa este, este de renume, este de renume. Dar eu vă spun plinii tehnologice, din ce cunosc eu de jos, munca de jos de la mine. O părere obiectivă, da, dacă vreți, anum. Polimerii nu se pupă cu matrice. Păi să se pupe, tovarășul maestru, până mâine să se pupe. Tovarășa Chirilă, da, am o idee. Vreau ca până mâine în toate alimentarele din județul Iași să nu se mai găsească niciun kilogram de zahăr, ca să nu pățim așa ceva. Ați înțeles? Am înțeles, tovarșu. Am înțeles. Scot și uleiul ca să nu avem probleme. Bine, îmi place cum gândiți. Stima noastră și mândria, Ceaușescu și chimia. Stima noastră și mândria, Ceaușescu și chimia. Ura! 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 Dragi tovarăș și prieteni, țin să vă felicit pentru acest succes, această realizare care va duce țara noastră pe cele mai înalte culmi ale socialismului către comunism! Ura! Iliescu, începeți festivitatea! Ionele, vino mai aproape de mine aici și stai acolo așa departe ca electrodul ăla de pasență. Mult iubite și stimate tovarăși și secretar general, vreau să subliniez încă o dată că această realizare românească de excepție, punga de polimeri, nu ar fi fost posibilă fără aportul esențial al tovarășei academician, doctor, inginer, savant de renume mondial, Elena Ceaușescu. Ura! 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 Da, sper că s-a rezolvat cu matrița. Sigur, tovarășul Ilescu, sigur, sigur. Am stat personal toată noaptea lângă mașină. Toată noaptea am stat. Iar acum, mult iubite și stimate tovarăș și secretar general, tovarăș academician, doctor, inginer, permiteți-mi să vă prezint măreața realizare românească, punga românească de polimeri, purtată și prezentată de un grup de tovarășe fruntașe în muncă de la întreprinderea de mase plastice din Iași. Ura! Vă mulțumim, tovarășă Elena Ceaușescu! O mamă gospodină, savantă, eminentă! Mi duce azi la piață cu legătura covalentă! Să bucură pensionarii, muncitorii, pionierii! Că astăzi ne-ați adus în casă și polimerii! Ura! 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 Ura!
aceasta? Tovarșul Iliescu, ești mână-mână cu agentogele străine? Mult iubite și stimate secretar general Tașu Ceaușescu, să știți că sunt uluit. Este o scenare ordinară. Am căzut în plasa lui tovarășul director, fostului tovarăș director Boieru, care, după cum o arată și numele, are o mentalitate retrogradă, capitalistă. Vreau să vă spun că mie personal mi-a spus acest tovarăș că el crede că noi vom ajunge ca în Coreea. Cine? Ăsta? Da. Tovarăș! Luați-l! Tovarșul Ceaușescu, tovarșul Iliescu, nu sunt vinovat! Să știți că tovarșul maestru Anemuriciu, el a schimbat matrițele! Tovarșul Iliescu, de azi înainte te marginalizez oficial la editora tehnică! Te declar dizident! Că despre tovarșul cu bani! Tovarăș! Luați-l și pe el! Ia poftiți la firmane de domnie, paracalo! Veniți să luați gheți în sia vantajos! Am vrea să cumpărăm un firman de domnie la un țarisoara mic, drăguț, frumos, dar să fie ieftin.